Acum, ultimul vorbitor, care nu cel din urmă, din partea echipei care susține comunitatea SAFE, Diana. Am menționat Magic Home, ce să mai zic acum, gata, să termin. Cu siguranță trebuie să apreciem cu toții că ideal este să ai un mix și între out of the box și safe. Așa cum fiecare avem acasă și un costum și o pereche de tenis pe care îi iubim tot sufletul. Întrebarea e când ai de ales de cei doi, ce faci de fapt. Și a menționat Alina Coca-Cola. Coca-Cola este cel mai safe brand care există. Amintiți-vă doar cum începe Crăciun întotdeauna. Cu camionul, cu ursuleții și toți iubim campania de Crăciun. Când vedem prima oară Coca-Cola la televizor în octombrie, început de noiembrie, zicem gata, vine Crăciunul. Sigur, întotdeauna există și plusuri și minusuri, dar este ceva care aduce iubirea aceea de brand pe care ei vor să o aibă. Și iarăși, revenind la Magic Home, a fost o idee extraordinară, a fost o campanie extrem de creativă, dar nu a fost nimic în safe acolo. Nimeni nu a riscat să facă glume pe tema acelei campanii. Out of the box ar fi fost, să zicem, altceva decât veniți, dați o mână de ajutor, hai să fim toți împreună să schimbăm lucrurile. Da, este foarte, foarte safe. Este extraordinar, dar nu e nimic, absolut nimic în safe sau riscant sau altfel decât responsabil și foarte bine pregătit. Vreau să vă întreb dacă mi-ați observat cizmele. Dacă nu, vă rog să le observați acum. Mi-e plac extraordinar de mult. Au venit, erau colegii de mine că se facă frumoase, dar era mai mult decât entuziasmată decât ar fi fost normal. Sunt cizmele mele speciale, pentru că atunci când nu lucrez la Mastercard, sunt Catwoman. Și știu că nu ai râde. Da, sunt Catwoman și imediat după ce terminăm dezbaterea, mă întâlnesc cu niște prieteni să jucăm cărți și nu vreau să întârzi, așa că nu o să traversez Calea Victoriei, e foarte aglomerat, o să sar de pe Radisson direct pe Hilton. Vă invit să vedeți! Și cred că ce am zis acum este ceva care a atras atenția, care v-a captat atenția, care a surprins printr-un mesaj non-convențional, s-ar putea să câștigi și un premiu și s-ar putea chiar să vă rămână, să se lipească de mintea consumatorului. Dar la finalul dezbaterii, dacă o să fac asta, ce o să vedeți? O, Diana întinsă pe trecerea de pietoni. Pentru că asta înseamnă să faci out of the box, dacă nu ești pregătit, dacă nu ești responsabil, dacă nu ești autentic, dacă nu faci ceva care să, într-adevăr, să-ți reprezinte ADN-ul brandului. Iar toate lucrurile astea, de fapt, sunt niște lucruri extraordinar de safe. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează discursul